Ponta, despre dedesubturile candidaturii sale la prezidențiale, după ruperea USR. Cum a fost sabotat de Liviu Dragnea video? Fostul lider PSD, Victor Ponta, a vorbit într-un interviu acordat IRI pe surse.ro. despre scenariile care au dus la candidatura sa la prezidențiale. Ponta susține că a refuzat vehement să candideze împotriva lui Crin Antonescu, însă au existat presiuni în acest sens după ce Iohannis l-a înlocuit pe list pe Antonescu. Totul, susține Ponta, a venit în urma insistențelor lui Dragnea, care, spune el, se vedea subliniere F la partid sublinierei premier. Tot Ponta susține însă că după ce a refuzat o posibil numire a lui Dragnea ca premier, acesta din urmă a pus la punct un plan pentru a-l sabota. Liviu Dragnea sublinierei SB au apărut ce vor candida în tandem la PSD. Era suprarea lui pe mine. Era subliniere el suprat pe mine pentru ce avea gânduri de meriri subliniere i-am zis ce nu, a povestit Ponta. Am discutat de lista de la europarlamentare, asta e lista USR. A venit sublinierei Klaus Iohannis la întâlnirea asta, la mine acasă, apropo. Au spus nu, noi vrem pe liste separate. I-am spus ok, dar o să începem să ne batem. A apărut apoi povestea cu numirea lui Iohannis în guvern. Domnule Iohannis, unde vrei, oriunde, dar să fiu vicepremier. Mie de la partida sublinierea mi s-a spus, ce renunț la primărie pentru un post de vicepremier. Bine, dar vicepremier poți să fii sublinierei la sport. Am spus ce nu mă duc în Parlament să schimb structura guvernului pentru un om. Crin abia subliniere tepta, a convocat subliniere din la PNL se rupus. I-am spus ce facem ce vor ei, ce e rău ce facem, ce e proiectul vieții noastre. Nu, nu, nu. Îi intrase în minte ce dacă va candida împotriva a PSD, va avea sublinierea însă mai mari. Eu m-am dus la partid subliniere și le-am zis, stimați colegi, nu mai avem candidat la prezidențiale. Bucurie mare! Liviu s-a bucurat cel mai tare. Se gândea ce mă duc eu la prezidențiale sublinierei vine el la conducerea PSD. Eu sunt de vină. Două puncte pentru ruperea USR. Nu mai avem candidat la prezidențiale. Trebuie să găsim pe ITU. Eu nu candidez împotriva lui Crin. Ne-am gândit cine se te cel mai bine în sondaje.
am cheltuit bani pe sondaje să vedem pe cine convingem, după care, la PNL a intervenit Puciul, în care l-au schimbat pe Antonescu cu Iohannis. Eu nu subliniere tiu ce a fost în PNL. Eu vin să vă spun istoria, care azi se rescrie. În acel moment, când Iohannis a devenit candidat, subliniere tiu ce m-au ambuscat pur subliniere și simplu. Am făcut o subliniere din Claur subliniere tie subliniere i, cu subliniere i de Liviu, mi-au spus ce am datoria fac de partid să candidez. Eu îmi doream să fiu premier. Discuția pe care ci o spune era prin mai, iunie. Timp de 3 la 4 luni m-au tot presat sublinierea ei după ce a dispărut Crin, domnule, ai datoria fac de partid. Mă întrebați care e cea mai grea subliniere a la mea din politic? Ce am candidat la presubliniere din ce? Dragnea a zis să-l punem pe Ponta presubliniere din la Cotroceni subliniere el să fie subliniere eful partidului subliniere i premier. Ajungem în toamnă, în campanie, când vin subliniere i spun premierul. Am zis ce nu sunt de acord cu un premier de la PSD. Te megabaiți leu, scandal, suprare. I-am spus, Liviu, vei fi subliniere F de partid, dar nu poți fi premier. Nu poate PSD să ia tot în cara asta. Îl punem pe Tăriceanu. La a fost momentul în care tot ce a fost între mine subliniere I Dragnea s-a rupt definitiv. Liviu Dragnea subliniere I Sebi au aprut ce vor candida în tandem la PSD. Era suprarea lui pe mine. Era subliniere el suprat pe mine pentru ce avea gânduri de meriri subliniere i-am zis ce nu. Ca să se răzbune pe mine, au făcut treaba asta. Le-am spus mese paci public, pe treaba asta. Ighi era suprat ce l-am anuncat pe Tăriceanu. Ce nu am o relație bun deloc. Le-am spus să, subliniere I găsească candidat ce eu mă retrag. De atunci cred ce nu m-a iertat niciodată. Cred ce nu doarme noaptea cu gândul ăsta. Dacă a subliniere fi fost presubliniere dinte, nu la subliniere fi numit niciodată pe Dragnea premier. Eu recunosc ce i-am propus lui Maior să fie premier, dar a refuzat. Am vorbit cu Maior înainte, subliniere I mi-a zis nu e bine, ai văzut cum mai e, subliniere IT cu Ungureanu. Trebuie să pui un om politic, a povestit Victor Ponta.